Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, fă și cu noi minunile despre care am auzit astăzi în Sfânta Evanghelie. Precum ai dăruit lumină ochilor celor doi orbi, așa luminează și ochii sufletului nostru, ca ascultând să înțelegem puterea Ta cea nemărginită. Tu, Doamne Iisuse Hristoase, care ai deschis urechile celui surd, deschide și auzul sufletului nostru, ca să ascultăm învățătura Ta cea dumnezeiască și mântuitoare de suflet. Tu, Doamne, care ai vindecat atunci orice boală și orice neputință, tămăduiește și acum patimile cele de multe feluri ale fiecăruia din cei care stau de față și ascultă cu smerenie și cu evlavie propovăduirea Sfintei Tale Evanghelii. Pentru că patimile, uneori întocmai ca omizile, mănâncă tot ceea ce au odrăslit din sămânța dumnezeiescului Tău cuvânt în inimile noastre. Iar alte ori, ca niște păsări flămânde și hrăpitoare, smulg îndată din sufletele noastre sămânța aceasta a cuvântului Tău celui Mântuitor. Fiule al lui David, miluiește-ne și pe noi, ca și pe cei doi orbi din Evanghelie. Deoarece credem că Tu, ca un milostiv și îndurat, asculți rugăciunile celor ce Te cheamă pe Tine pentru mântuirea sufletului lor, de aceea și noi cerând dumnezeiasca Ta milă, pentru ascultătorii noștri îi rugăm să ia aminte cu toată sârguința la tâlcuirea Sfintei Evanghelii de astăzi, care ne spune: În vremea aceea, pe când trecea Iisus, s-au luat după dânsul doi orbi, aceștia strigau și ziceau: Miluiește-ne pe noi, Fiule al lui David. Când Domnul nostru Iisus Hristos trecea pe la casa lui Iair, la o altă casă, atunci doi orbi s-au luat după dânsul strigând: Miluiește-ne pe noi, Fiul lui David. Din ce fel de stare de oameni, bogați sau săraci, erau acești doi orbi? Cum li s-a întâmplat suferința orbirii și cât timp au fost fără vedere, Sfântul Evanghelist Matei nu ne arată. Însă, mai înainte de a-i vindeca pe ei, Domnul a înviat pe fiica lui Iair. Vestea acestei mari minuni s-a răspândit în toate părțile acelea. Despre minunea aceasta, auzind orbii, s-au luat după Iisus Hristos, cerând cu mare glas mila Lui și nădăjduind că vor dobândi și ei lumina ochilor, precum fiica lui Iair a dobândit viața. Ei numeau pe Iisus Hristos Fiul al lui David, nu numai pentru că pe David toți îl cinsteau și îl slăveau ca pe un împărat și proroc sfânt al lui Dumnezeu, ci și pentru că toți credeau că Mesia, după prorocirile sfinților proroci, trebuia să se nască din urmașii lui David. Deși orbii strigau în gura mare pe cale: Miluiește-ne pe noi, Fiul lui David, Iisus, însă ferindu-se de lauda oamenilor, nu le-a dat niciun răspuns. Până ce a intrat în casă către care se îndrepta. Iar după ce a intrat el în casă, au venit la el orbii și a întrebat: Iisus, credeți că pot să fac eu aceasta? Răspuns al lui: Da, Doamne. Iisus Hristos, ca Dumnezeu, cunoscător al inimilor omenești, cunoștea credința și vedea evlavia orbilor. El nu avea nicio trebuință de această întrebare, însă i-a întrebat pe ei așa,
ca să cunoaștem și noi că fără de credință nu se dă niciun har oamenilor și că precum a cerut de la orbi credință ca să le dea vedere lucrurilor celor pământești, așa și de la noi El cere credință, ca să ne dăruiască cunoașterea lucrurilor celor cerești. Căci mai întâi este credința, apoi cunoștința. De aceea și prorocul grăia, crezut am, pentru aceea am grăit. Iar apostolul zice, și noi credem, pentru aceea și grăim. Deci când orbii au arătat credința lor, mărturisind, da, Doamne. Atunci s-a atins de ochii lor, zicând, după credința voastră, fie vouă. Atunci a pipăit ochii lor și a zis, deoarece credeți după credința voastră, facă-se vouă ceea ce doriți. Numai prin cuvânt, facă-se vouă, ar fi putut Domnul Iisus să lumineze ochii orbilor, fiindcă, prin acel cuvânt, El a făcut lumina zicând, să se facă lumină. Și lumina s-a făcut. Însă El s-a atins și de ochii lor, ca să arate că El nu este fără de trup, cum a fost atunci când a făcut lumina, ci întrupat și om desăvârșit. Prin aceasta a mai făcut cunoscut că după cum este atotputernică porunca Lui cea dumnezeiască, tot așa atotputernică este și dreapta trupului Său, despre care așa de luminos a prorocit psalmistul zicând, dreapta Domnului și-a arătat puterea. Așa precum când Dătătorul de lumină a zis, să se facă lumină, s-a făcut îndată lumina, tot așa și când a zis, după credința voastră, facă-se vouă, îndată orbii au dobândit lumina ochilor. Și s-a deschis ochilor, iar Iisus le-a poruncit cu asprime zicând, vedeți, nimeni să nu știe. Și s-au deschis ochilor, adică s-a vindecat boala ochilor lor și orbii vedeau curat. Poate că erau închise și luminile și pleoapele ochilor. De aceea, evanghelistul a zis că s-au deschis ochii lor. Pentru că simțurile noastre sunt ca niște uși, prin care intră în minte cunoștința lucrurilor celor pământești. De aceea, când organul simțirii este sănătos, atunci ușa este deschisă. Iar când este vătămat de vreo boală, atunci ușa este închisă. Deci, când a zis evanghelistul că s-au deschis ochii orbilor, se înțelege că stăpânul tuturor a deschis ușile acelea care, fiind încuiate de patima orbirii, opreau intrarea luminii. Domnul le-a poruncit lor ca să nu trâmbițeze, nu despre vindecare, pentru că acest lucru era cu neputință, nici să ascundă tămăduirea de cei ce îi cunoșteau pe ei, ci le-a poruncit ca nimeni să nu știe cine este doctorul lor. Domnul se ferea de lauda oamenilor, învățându-ne prin aceasta ca și noi să fugim de laudele deșarte ale oamenilor. Însă ei, după ce au ieșit, au răspândit numele Lui în tot pământul acela. Orbii, după ce s-au tămăduit, n-au ascultat porunca. Minunata binefacere, bucuria cea peste măsură și luminarea sufletului lor sunt pricinile acestei neascultări. După ce au ieșit din casa în care au dobândit lumina ochilor, îndată au vestit minunea.
au alergat propovăduind în toate părțile pământului aceluia că Iisus Hristos a deschis ochii lor și le-a dăruit lor lumina. Iată puterea faptei bune! Oricât am acoperit-o noi și am ascunde-o, cu atât mai mult ea se descoperă și se arată. După plecarea lor, iată, au adus la dânsul pe un om mut, având diavol, și fiind scos afară, diavolul a grăit mutul. Minunile au urmat una după alta. Când ieșeau din casă orbii vindecați, a intrat înăuntru, a dus fiind de alții, un om mut și îndrăcit. Văzându-l Domnul și făcându-i se milă de el, l-a vindecat, gonind demonul din trânsul. Îndrăcitul acesta, fiind mut, în mod firesc era și surd. Demonul îi legase și limba și auzul. Pentru aceasta, când demonul a ieșit din omul îndrăcit, atunci îndată mutul a și grăit. Asemenea îndrăcit, adică mut și surd, a vindecat și altă dată Iisus Hristos prin cuvânt zicând, Duh mut și surd, eu îți poruncesc ție, ieși afară din copil și de acum să nu mai intre în el. Prin aceasta ni se arată că toți cei ce fac voile diavolului și prin păcate și nepocăință se fac robii lui, sunt întocmai ca niște surzi și muți. Surzi, fiindcă niciodată nu aud cuvântul lui Dumnezeu, muți, pentru că fiecare niciodată nu grăiesc vreun cuvânt despre învățătura dreptății și a faptelor bune. Aceste minuni ale Domnului, deși aveau destulă putere să încredințeze pe toți că El este Dumnezeu adevărat, unii se minunau, iar alții îl osândeau și îl cleveteau pentru ele. Iar mulțimile se minunau zicând, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Poporul se luminează de faptele mai presus de fire ale Domnului, iar fariseii îl clevetesc pentru ele. Poporul recunoaște adevărul, zicând că niciodată nu s-au arătat în neamul lui Israel astfel de minuni. Și într-adevăr, așa este, pentru că minuni au făcut și prorocii, mai cu seamă Moise, Ilie, Elisei, însă niciunul n-a făcut atâtea cât a făcut Iisus. Apoi aceia făceau minunile prin rugăciuni către Dumnezeu, iar Iisus Hristos prin simplă poruncă. Prorocii le făceau cu harul lui Dumnezeu, Iisus Hristos cu a sa putere și stăpânire. Fiecare dintre proroci a făcut anumite minuni. Iisus Hristos a făcut însă tot felul de minuni. De aceea, fariseii, în chip cu totul nedrept și mincinos, spuneau despre Mântuitorul Iisus Hristos că prin puterea Domnului demonilor gonește pe demoni. Căci, dacă Satana ar goni pe Satana, atunci fără îndoială s-ar dezbina cu totul între ei și de aceea și-ar pierde stăpânirea și puterea. Prin astfel de minuni, Domnul Iisus a stupat și altă dată gurile fariseilor și cărturarilor. Dar pentru ce poporul de rând, fiind neînvățat, judecă mai drept decât dascălii, adică decât fariseii? Pentru că totdeauna ura întunică mintea celor învățați, ca și pe acelor neînvățați. Poporul fiind lipsit de ură, judecă drept. Fariseii, fiind invidioși și răi, vorbesc nebunește și rău. Pentru ce Mântuitorul n-a răspuns nimic nici poporului,
nici fariseilor, așa cum le-a răspuns altădată. Acum, fiind ocupat cu propovăduirea învățăturii sale, a lăsat să răspundă minunile sale, faptele sale duhovnicești. Și Iisus străbătea prin toate orașele și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință în popor. Cum se întinde mila lui Dumnezeu deopotrivă și la cei mulți și neînvățați și la cei puțini și slăviți. Iisus Hristos străbătea orașele în care locuiau cei bogați și satele în care se găseau cei mulți și lipsiți. Și intrând în sinagogile lor, unde se aduna poporul, propovăduia Evanghelia împărăției cerești, celei fără de sfârșit, tuturor celor ce credeau, gonea întunericul necredinței, lumina sufletele și tămăduia orice boală și neputință trupească, arătându-se binefăcător și mântuitor sufletului și trupului, de a cărui milă și îndurare să ne învrednicim și noi, prin al său har și a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.